Mascații au greșit scara și s-au năpustit în casa unui om nevinovat cu pistoale, tonfe și berbece. Bărbatul era acasă cu fiul de 3 ani, care a rămas traumatizat și are nevoie de consiliere psihologică. Adevăratul infractor era la un bloc distanță. Bărbatul nevinovat spune că trupele speciale i-au devastat casa și vrea despăgubiri. Fix aici unde este trotineta, am pus jos. Aici am pus jos. Bărbatul derulează terifiat filmul de groază în care s-a trezit la ora 6:55. Mascații înarmați până în dinți au bătut cu putere la ușă. Camerele de supraveghere au surprins scena halucinantă. A venit cu pistolul către mine și cu pușca. Nu s-au legitimat, nu m-au legitimat nici pe mine. Trupele speciale i-au răscolit casa minute bune până când au primit un telefon. Erau anunțați că de fapt au năvălit pe ușa greșită. Dintr-o eroare a procurorului de caz li s-a dat altă adresă. Practic au greșit scara. Locația corectă se afla la doar 35 de metri depărtare. Au intrat, au stat cu mine, apoi după câteva minute, 5-10 minute, au venit șef, nu știu cine a fi fost, au venit și mi-au zis că au greșit adresa, că își cere scuze că au greșit adresa și apoi au plecat. Apartamentul celui căutat, un tânăr care împreună cu doi prieteni a spart o mașină, are același număr, însă e la un bloc distanță. Momentul demn de cascadorii râsului, când mascații își iau jucăriile și se mută din bloc în bloc în căutarea adevăraților hoți, este surprins pe camere. În urma lor a rămas un bărbat năucit de cele întâmplate, care încerca să-și liniștească băiețelul de 3 ani traumatizat de intervenție. Din fericire, soția și ceilalți doi copii plecaseră la țară cu o seară înainte. Se trezește noaptea, tresare noaptea, nu mai mănâncă, doarme foarte mult. Omul, care nu a avut niciodată probleme cu legea, e hotărât să ceară despăgubiri. Nu vreau să repare absolut nimic, vreau totul nou. Nu vreau secă, nu vreau să-mi repare. Nu este pentru prima dată când în România polițiștii sparg ușa unor oameni nevinovați. Un bărbat din Dolj s-a trezit cu trupele speciale peste el tot după ce au greșit adresa. Lasă-mă că ce-ți trece ție bătaia asta, lasă că e bine tu să te mândrești că n-ai făcut nimic. O revină la operație și nu mai port operația ca o operație de emnie. Iar la finalul anului trecut, un tânăr a fost confundat cu unul dintre suspecții din cazul uciderii omului de afaceri Adrian Crainer din Sibiu. Bărbatul avea o singură vină, purta același nume cu unul dintre cei căutați, Laurențiu. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.